flotilei fluviale. Gardă Rex, pentru construcțiile dispozitivului de defilare, gardă la dreapta. Acolo, pe acolo. Gardă înainte. Măși! Gardă Marinieți! Gardă Rex! Pentru defilare! Onorul spre dreapta! Înainte! Marș! Pentru a limita sau îngreuna apropierea de aceștia abilităților de apă din aval, se poate vedea vedeta fluvială 150 aparținând divizionului 88 vedete fluviale. Nava se pregătește pentru executarea unei misiuni de luptă contra minelor, o misiune caracterizată de un grad ridicat de risc
și care trebuie planificată, condusă și executată prin respectarea tocmai a tacticilor, tehnicilor și procedurilor specifice. Acțiunea navei constă în lansarea unor dispozitive explozive regulate să inițieze explozia la adâncimi prestabilite și după un interval de timp care să asigure protecția navei lansatoare. Explozia dispozitivelor va iniția explozia sau scoaterea din funcțiune al altului tehnic de funcționare a minelor lansate de adversar pe comunicațiile proprii. Scopul acțiunii militare este redarea spre navigație a punctelor obligate de trecere și a sectoarelor fluviale unde adversarul a creat pericolul de mine. Vedete fluviale îndeplinește următoarele misiuni. Pentru contribuția la securitatea României în timp de pace, poate îndeplini misiunile. Realizarea, menținerea și perfecționarea capacității operaționale a unității, supravegherea navală pe căile de comunicații fluviale, monitorizarea traficului fluvial și adiacent acestuia, descurajarea acțiunilor ilegale pe fluviu prin prezența activă în raioanele cu risc ridicat, intervenția în inamicul care a desantat într-un raion adiacent fluviului, o subunitate de nivel companiei, se deplasează în embarcațiuni de mare viteză dinspre Amonte spre Aval și atacă grupul de nave fluviale cu armament ușor de infanterie. Navele fluviale vor încerca să respingă și să neutralizeze desantul inamic, folosind instalații calibru 100 mm, prin trageri prin ochire directă și instalațiile calibru 14,5 mm. Pentru neutralizarea sau distrugerea forțelor terestre inamice care nu se văd, din apărăzute sau marcate în teren, sau care sunt poziționate în spatele unor amenajări de teren, fortificații sau obstacole, se pot folosi și tragerile indirecte. Ochirea și reglarea tragerilor se execută pe baza informațiilor primite de la un modificat pus într-o poziție înaintată folosind carbonul de calcul. Thank you.
schimbă rolul din navă proprie în